Au îngropat securea războiului. David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Angel, s-a împăcat cu mama sa după ani de certuri și acuzații dure. Luminița Angel l-a adoptat pe David și a încercat să-i ofere tot ce e mai bun, însă lucrurile s-au complicat odată cu perioada de adolescență a băiatului, în care a devenit un tânăr problemă. După ani buni în care au avut conflicte și și-au adus reciproc acuzații dure, iată că cei doi au decis să îngroape securea războiului. Joi, 7 octombrie, David Pușcaș i-a transmis un mesaj Luminiței Angel cu ocazia zilei sale de naștere. Mami, te iubesc! Tot ce fac, fac prin tine și prin arta ta, a spus tânărul cu prilejul aniversării mamei sale. Totodată, tânărul a dezvăluit că în momentul de față cei doi au o relație de mamă-fiu. Acum suntem bine, ne-am împăcat, suntem așa cum ar trebui să fie o relație mamă-fiu, a spus David pentru o publicație de presă. Tânărul se întreține singur, însă a avut dificultăți pe plan financiar de-a lungul timpului. Acum, lucrurile par să se mai fi îndreptat. David Pușcaș lucrează la un site pe calculator și se descurcă mult mai bine cu cheltuielile. De asemenea, tânărul a mărturisit că intenționează să se înscrie la cursurile unei școli de televiziune pentru a deveni prezentator TV. Lucrez de acasă la un site. Este bine, iau salariu, am ce mânca, am cu ce mă spăla. Mi-am propus să fac în viitorul apropiat anumite cursuri speciale pentru televiziune. Ele sunt sigur că mă vor ajuta să ajung acolo unde îmi doresc. Și asta datorită profesorilor buni care sunt. După aceea mă voi gândi pe ce anume să merg. Ori reporter, ori prezentator îmi doresc să fiu, însă iau totul cu pași mici și siguri, a mărturisit David Pușcaș.